Bine v-am regăsit! Suntem la întrebarea cu numărul 200. Cu această ocazie vreau să mulțumesc tuturor celor care urmăriți consecvent întrebările, celor care ați dat like-uri, celor care ați trimis răspunsuri și, în mod deosebit, celor care ați trimis prin e-mail-uri adevărate analize ale întrebărilor problemă, devenind în acest fel colaboratori voluntari ai acestui canal. Vă mulțumesc! Mă voi strădui în continuare să vă prezint întrebări din care putem învăța cu toții câte ceva, deoarece cred că, analizând răspunsurile, comentariile și e-mail-urile pe care le-am primit, pot spune că cei care au încercat să răspundă la majoritatea întrebărilor știu acum multe lucruri pe care nu le știau înainte. Iar acest lucru este adevărat și pentru mine. Căutând materiale și formulând întrebări și răspunsuri, am aflat multe lucruri noi. Așa că această serie este, după părerea mea, benefică pentru toată lumea. Nu uitați, cel mai extraordinar fenomen din acest univers este gândirea. Așa că vă propun în continuare să ne gândim. Și acum să vedem răspunsul la întrebarea 199. Avem un borcan cu miere de stup în care se găsește o minge de ping-pong legată cu ață de fundul borcanului, așa cum vedeți în desen. Bineînțeles, datorită forței arhimedice mult mai mari decât greutatea mingii de ping-pong, mingea trage de fir în sus, deoarece are tendința de a se ridica. Presupuneți că borcanul se găsește pe talerul unei balanțe în echilibru pentru a putea observa cum variază greutatea aparentă a borcanului. La un moment dat, ața se rupe și mingea de ping-pong începe să urce încet, deoarece mierea este vâscoasă spre suprafață. Avem în acest fenomen trei momente importante. A. Momentul în care se rupe ața. B. Momentul în care mingea începe să iasă din miere. Și C. Momentul în care mingea a ieșit complet din miere. Întrebarea este: care dintre graficele pe care le vedeți arată corect cum variază greutatea aparentă a borcanului? Această întrebare este foarte utilă pentru a înțelege echivalența dintre echilibrul static și echilibrul dinamic. Numim stare de echilibru mecanic de translație, starea în care rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra unui corp este zero. Dar în această situație, corpul poate fi în repaus sau în mișcare, nu orice fel de mișcare, mișcare rectilinie și uniformă. Dacă e în repaus, avem echilibru static, dacă e în mișcare rectilinie și uniformă, avem echilibru dinamic. Am vorbit despre aceste lucruri în al 15-lea curs de mecanică, statica, partea a doua. Găsiți linkul în descriere. Până când mingea de ping-pong este legată cu ață de fundul borcanului, ea este în echilibru static, ceea ce înseamnă că este în repaus, deoarece rezultanta forțelor care acționează asupra ei este zero. Asupra ei acționează trei forțe, greutatea și tensiunea din fir în jos, și forța arhimedică în sus. Putem deci scrie egalitatea, tensiunea din fir plus greutatea, egal cu forța arhimedică. Este adevărat că mingea trage cu ajutorul firului borcanul în sus, dar este la fel de adevărat că borcanul trage prin intermediul firului mingea în jos, cu o forță egală în modul, fiind vorba despre acțiune și reacțiune, iar borcanul și mingea fac parte din același sistem. Avem deci două forțe interne, egale în modul și de sens contrar, de tip acțiune și reacțiune, care acționează asupra unor corpuri în echilibru. Iar în acest caz am arătat de mai multe ori că forțele interne nu pot modifica greutatea aparentă a sistemului. Așa că borcanul are greutatea egală cu suma greutatea mierii de stup plus greutatea borcanului plus greutatea mingii de ping-pong. Un alt mod de a înțelege lucrurile este următorul. E adevărat că mingea de ping-pong trage de borcan în sus.
dar în același timp ea dezlocuiește o cantitate de miere. Și din această cauză, nivelul mierii de stup este mai ridicat decât dacă mingea n-ar fi acolo. Ceea ce înseamnă o presiune hidrostatică mai mare la fundul borcanului. Ceea ce înseamnă o forță de apăsare în jos mai mare. Și această forță cu care presiunea hidrostatică apasă asupra fundului borcanului în jos este egală cu forța cu care mingea de ping-pong trage de borcan în sus. Ce se întâmplă când se rupe firul? Se trece de la echilibru static la echilibru dinamic. Mingea urcă acum, este în mișcare, dar în mișcare uniformă. Viteza ei este constantă. Este în mișcare uniformă și rectilinie, deci este în continuare în echilibru. Dar este în echilibru dinamic. Dar asta înseamnă că tensiunea din fir, care nu mai există, a fost înlocuită de altă forță pentru a avea din nou echilibru. Așa este, tensiunea din fir a fost înlocuită de forța de frecare. După ruperea firului avem tot o stare de echilibru, echilibru dinamic, iar forța care asigura echilibru înainte, tensiunea din fir, este înlocuită de forța de frecare care acționează asupra mingii de ping-pong în jos și nu o lasă să accelereze. Iar dacă forța de frecare acționează asupra mingii de ping-pong în jos, atunci acționează asupra mierii de stup și prin intermediul ei asupra borcanului în sus, acțiune și reacțiune. Deci mingea de ping-pong trage și acum de borcan în sus, dar nu prin intermediul tensiunii din fir, ci prin intermediul forței de frecare. Și avem din nou două forțe interne de tip acțiune și reacțiune, forța de frecare care acționează asupra mingii de ping-pong în jos și forța de frecare care acționează asupra mierii de stup în sus. Exact ca în cazul tensiunii din fir, care trăgea de borcan în sus, dar de minge în jos. Și pentru că din nou corpurile asupra cărora acționează forțele interne sunt în echilibru, greutatea aparentă a borcanului este egală cu greutatea lui reală, adică greutatea mierii de stup plus greutatea borcanului plus greutatea mingii de ping-pong. Așa că în niciun moment greutatea aparentă a borcanului nu se schimbă, ceea ce înseamnă că graficul corect este cel cu numărul 4. Răspunsul poate fi dat și într-o formă mai scurtă. Dacă forțele interne dintr-un sistem acționează asupra unor corpuri în echilibru, fie static, fie dinamic, greutatea aparentă a sistemului este egală cu greutatea lui reală. Înainte de a vi prezenta pe cei care au trimis răspunsuri corecte, pentru cei interesați de răspunsul matematic pe care ni-l dă fizica la această întrebare, vă prezint interpretarea fizică a fenomenelor făcută de un fost elev al meu, Bojoti Alex, absolvent al Facultății de Fizică Babeș-Bolyai, acum în anul 2 de specializare în biofizică și fizică medicală. Thank you.
Pentru că suntem la întrebarea cu numărul 200, m-am străduit și sper că am reușit să formulez o întrebare originală. Avem un pendul gravitațional aproape ideal, adică firul este inextensibil, deci are lungimea constantă indiferent cât de tare tragem de el, iar bila este foarte mică față de lungimea firului, dar grea, și frecările sunt foarte mici. Așa cum vedeți în al doilea desen, pendulul se poate mișca între doi pereți verticali aflați la egală distanță de punctul de suspensie al firului notat cu O. Ceea ce este foarte important pentru întrebarea noastră este faptul că există un cui perpendicular pe planul în care se mișcă pendulul, notat cu C în desen, la stânga firului. Acest cui blochează porțiunea OC a firului atunci când bila este deplasată spre stânga, așa cum vedeți în desen, dar nu o blochează când bila este deplasată spre dreapta, așa cum vedeți în al doilea desen. Iar întrebarea este următoarea. Dacă scoatem bila din poziția de echilibru și o deplasăm spre stânga până la perete, așa cum vedeți acum, apoi o lăsăm liberă, va lovi sau nu peretele din dreapta? Vă rog să vă și argumentați răspunsul și vă rog de asemenea, dacă puteți, să nu dați răspunsul în comentarii ca să nu influențați pe ceilalți, ci să mi-l trimiteți prin e-mail la adresa pe care o vedeți. Bineînțeles, după ce voi da răspunsul, peste o săptămână, orice comentarii pertinente și discuții sunt binevenite. Vă mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!